aici. Suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. A Ta, Doamne, este și bunătatea
căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele Lui. Amin. Slăviți să fie numele Domnului. Dragii mei, așa cum se amintea și de dimineață în locul acesta, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu s-a schimbat. A fost ieri, este astăzi și va fi din veșnicie în veșnicie Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. El este stânca noastră, adăpostul nostru, sprijinul nostru. Și atunci când vorbește Dumnezeu, spune cuvântul Lui, că odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit noi, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Haideți îndemnați de aceste cuvinte, cuvinte care spune așa, vărsați-vă inimile înaintea Lui, să ne deschidem inimile înaintea Lui Dumnezeu în seara aceasta. Așa cum stăm în picioare, venim înaintea Lui Dumnezeu și intrăm în rugăciune. Mulțumim Dumnezeului acestuia care este neschimbat, slăvit să fie numele Lui. Pentru că suntem în seara aceasta, în locul acesta, este pentru că Dumnezeu a avut milă de noi, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, haideți așa cum stăm în picioare, intrăm într-o rugăciune. Mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a dat har din nou să fim în locul acesta. Nu după multe ore, am fost dimineață în locul acesta, suntem din nou aici. Slava să fie toată Lui Dumnezeu. Intrăm în rugăciune și cerem numele Domnului peste seara aceasta, peste tot ce se desfășoară în locul acesta, în seara aceasta. Ne închinăm Domnului așa cum stăm. Dragii mei, toți care aveți cuvântul Domnului, dacă vreți să urmăriți împreună cu mine pasajul pe care îl vom avea în seara aceasta, din care fratele Marius va vesti Evanghelia, vă invit să deschideți la Luca, capitolul 24, începând de la versetul 50 la versetul 53 inclusiv. Luca 24, de la versetul 50 la 53 inclusiv, pagina în Sfânta Scriptură, versiunea Cornelescu 1024. Cuvântul Domnului spune astfel, El i-a adus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie.
Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Vă rog să reocupați locurile. Dragii mei, doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare suflet care în seara aceasta a venit în casa lui Dumnezeu. Așa cum de multe ori se spune în locul acesta, fiecare prezență noastră în casa lui Dumnezeu este o biruință spirituală. Am ascultat de îndemnul și de chemarea Duhului Sfânt să venim aici în locul acesta, să ne închinăm Dumnezeului care este neschimbat, lăudat să fie numele Domnului. Probabil că în mintea noastră au fost și alte chemări, să stăm acasă, să ne odihnim, poate să mergem în altă parte, dar toți cei care suntem aici în seara aceasta, am dat curs la apelul Duhului Sfânt să venim aici. De aceea doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fie ca prezența noastră în casa Domnului în seara aceasta să ne consolideze credința noastră pe pământul acesta, să fim mai statornici, să fim mai puternici în credință, alergând mai cu râvnă înspre împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta. Dragii mei, începem timpul de închinare din această seară cântând Domnului și în scopul acesta invit grupul de laudă să cânte o cântare, cântăm cu toți o cântare după care voi mai anunța. Ce în veci va domni numai Tu, ești al meu Creator, numai Tu, ești pe veci Mântuitor, Tu ești ce pe mare a luat, Tu ești ce din morți ai înviat, numai Tu, ești așa de minunat, numai Tu, ești pe veci ne schimbat.
și orice națiune se va pleca. Întreg univers va declara acum și în veci gloria ta. Numele tău e înălțat. Lăudat să fie Domnul, așa cum am cântat, toată gloria să fie a lui Dumnezeu, a lui să fie slava și cinstea, binecuvântat să fie numele Domnului. Dragii mei, vreau să spun în această seară un bun venit lui Nathan și lui Manuela Câmpean. Dumnezeu să vă binecuvinteze, bine ați venit acasă, în sânul familiei. Noi știm că sunteți de ai noștri, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Împreună cu ei au venit și micuțul Dominic. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe bunici, știu că fratele Madușa cu sora Lidia sunt bucuroși pentru venirea copiilor acasă. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe bunici, și pe copii, și pe nepoți, pe toți. Slăviți să fie Domnul pentru unirea aceasta de familie pe care o face întotdeauna. Lăudați să fie numele Domnului. Dragii mei, continuăm să ne închinăm Domnului prin cântare și corul laudă pe Domnul cu o cântare, după care Avaleia și Minodora au și ele o cântare înspre slava Domnului, după care fratele Sebi și sora Otilia cântă și ei spre slava Domnului.
nu este ca tine vreo stâncă de care să mă ancorez. Cum ești tu, Iisuse, Stăpâne, pe mine ca tine nu găsesc. E stânca ce-n toate mă ține, de ceruri mereu ancorat. Iar când vântul suflă mai tare, cu tine, Iisuse, nu cad. Iar când vântul suflă mai tare, cu tine, Iisuse, nu cad. Tine vreo stâncă de care credința să-mi țin. Iisuse, Tu ești cel mai mare, Tu-mi dai zi de zi har divin. E stâncă ce-n toate mă ține, de ceruri mereu ancorat. Iar când vântul suflă mai tare, tine, Iisuse, nu cad. Iar când vântul suflă mai tare, cu tine, Iisuse, nu cad. Mă ține, Părinte, mă ține, de tine mereu ancorat. Ține, Părinte, mă ține, de tine mereu ancorat. Tu ești stânca mea minunată, pe veci Tu m-ai răscumpărat. E stânca ce-n toate mă ține, de ceruri mereu ancorat. Iar când vântul suflă mai tare, cu tine, Iisuse, nu cad. Iar când vântul suflă mai tare, cu tine, Iisuse, nu cad. Să știți, stânca mea este Domnul, cu El să rămân eu aș vrea. Să știți, stânca mea este Domnul, cu El să rămân eu aș vrea. Curând înspre țara dreptății, de aici fraților vom zbura. E stânca ce-n toate mă ține, de ceruri mereu ancorat. Iar când vântul suflă mai tare, Iisuse, nu cad. Iar când vântul suflă mai tare, cu tine, Iisuse, nu cad. E stânca ce-n toate mă ține, de ceruri mereu ancorat. Iar când vântul suflă mai tare, cu tine, Iisuse, nu cad. Iar când vântul suflă mai tare, cu tine, Iisuse, nu cad. Slăviți să fie Domnul, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți aceia care a slujit prin cântare. Continuăm să ne închinăm Domnului cântând și rog grupul de laudă să cânte o cântare spre slava Domnului, după care tinerii vor lăuda pe Domnul cu o cântare, iar după tineri, fratele David Lasconi cu un grup
vor lăuda pe Domnul cu o cântare, după care vom face o rugăciune. Sufletul meu ajutor când
De câte ori te caut, Doamne, de atâtea ori te l-aș găsit. Este cineva aici în seara aceasta care a venit să-L caute pe Domnul? Eu cred că toți am venit în seara aceasta, în locul acesta, să-L căutăm pe Dumnezeu și să ne întâlnim cu El. Mă veți căuta, spune cuvântul Domnului, nu cântarea, și mă veți căzi dacă mă veți căuta cu toată inima. Dacă plecăm în seara aceasta din locul acesta și spunem, în seara aceasta nu m-am întâlnit cu Dumnezeu aici în biserica din Perth, să știți, dragii mei, că nu Dumnezeu este de vină. Ori de câte ori îl căutăm pe Dumnezeu din toată inima, tot de atâtea ori Dumnezeu se lasă găsit. Este vremea, este timpul în care Dumnezeu se lasă găsit. În seara aceasta, dacă vii cu problema ta, cu necazul tău, cu durerea ta, Dumnezeu se lasă găsit dacă îl cauți din toată inima, slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, vrem să facem o rugăciune în seara aceasta înaintea Domnului. În rugăciunea aceasta care ne stă înainte, aș dori să ne rugăm pentru cauzele bisericii. Așa cum se amintea și de dimineață, aș dori să ne rugăm pentru biserică, dragii mei. Și rugându-ne pentru biserică, vreau să fiu mai specific pentru toți aceia care fac o lucrare în locul acesta. Nu doar lucrări care se văd aici, din față, de sus, de pe scena aceasta. Să ne rugăm pentru toți aceia care au o lucrare, au o slujbă pe care nu o vede nimeni, dar o vede Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Ne vom ruga și pentru ei. Dragii mei, un cuvânt care mi-a vorbit mie în săptămâna aceasta care a trecut și aș vrea să-l aduc și înaintea dumneavoastră, probabil am trecut de atâtea ori peste el și a fost pentru mine fără nicio relevanță. Spune cuvântul Domnului, mai precis spune Apostolul Pavel bisericii din Colose, în capitolul 4, versetul 17, spune așa: și spuneți-lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o de la Domnul. A fost cuvântul care parcă m-a pătruns în săptămâna aceasta în care a trecut. Ia seama bine, spune cuvântul, să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Dragii mei, avem slujbe în locul acesta toți care suntem. Toți care suntem în locul acesta avem slujbe. Și dacă în locul lui Arhip aș pune numele meu și aș spune: ia seama bine, Florine, să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Ia seama bine, frate Mariu, să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Ia seama bine, sora Maria, să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Dragii mei, cuvântul acesta știți la ce ne îndeamnă? Ne îndeamnă să ne cercetăm fiecare dintre noi. Știu că suntem extraordinar de buni să-i cercetăm pe ceilalți. Mă pricep și eu deosebit să mă uit la lucrarea celuilalt și să dau un verdict în dreptul lui și să spun a făcut bine sau a făcut rău. Dar când vine vorba despre mine, nu mai sunt obiectiv, sunt subiectiv. Când vine vorba de familia mea, nu mai sunt obiectiv, sunt subiectiv. Însă vine cuvântul Domnului în seara aceasta pentru tine, frate și soră, care te gândești la celălalt că îi vorbește cuvântul și ție îți vorbește cuvântul în seara aceasta, spune cuvântul Domnului, ia seama bine la slujba pe care ai de făcut în Domnul. Dragii mei, probabil că de atâta rutină, de atâția ani de când venim în casa lui Dumnezeu, ne-am obișnuit cu lucrarea pe care o facem. Ne-am obișnuit cu slujba la care Dumnezeu ne-a chemat. Și rutina aceasta pe care o avem, parcă își pune amprenta peste noi și lucrarea bună pe care trebuie să o facem, parcă nu mai facem cu atâta râvnă. Frații care v-ați întors la Domnul 20 sau 25 sau 30 de ani în urmă, vă mai treziți noaptea la 3, jumate, la 4 ca să vă rugați la lucrare la care v-a chemat Domnul, v-a chemat acolo în odăiță ca să vă rugați, vă mai treziți? Mai ai aceeași pasiune, mai ai în tine același foc care l-aveai atunci când erai la dragostea dintâi? Eu mă cercetez pe mine și mă găsesc eu însumi, mă găsesc deficitar la lucrarea aceasta. Și vine cuvântul în seara aceasta și spune, fă lucrarea care o ai, fă-o bine. Parcă mulți dintre noi ne-am pierdut râvna aceasta
pe calea aceasta a împărăției, înspre împărăția lui Dumnezeu. Și încet, încet, am lăsat-o tot mai moale, am lăsat-o tot mai moale, am lăsat-o tot mai moale și spunem să vină ceilalți din spate. Însă Dumnezeu ție ți-a dat ție o lucrare pe care trebuie să o faci. Și tu vei sta înaintea lui Dumnezeu și te va întreba Dumnezeu, tu frate care te-ai întors la Domnul 40 de ani în urmă, ce ai făcut cu lucrarea pe care ți-am dat-o? Înaintea lui Dumnezeu nu vei putea spune să facă Florin, că el a fost acum ales diacon, să facă fratele Marius, că el e în conducerea bisericii. Tu ai o lucrare pe care Dumnezeu te cheamă să o faci și Dumnezeu vrea lucrarea pe care o faci, tu faci bine. Ai făcut lucrarea Domnului la care te-a chemat, ai făcut-o bine? Dumnezeu vine seara aceasta și vrea ca să ne cercetăm. Toți care suntem în locul acesta, toți care avem o lucrare de făcut, Dumnezeu vrea să facem lucrarea Lui, să o facem bine. Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Dragii mei, știți ce spune cuvântul Domnului? Spune în Efeseni cuvântul Domnului în felul următor. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață, cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Și să vă nuiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințire pe care o dă adevărul. Dragii mei, noi nu trebuie să ne învechim, noi nu trebuie să ne înnoim în omul din lăuntru. Râvna noastră, care acum a fost 20 de ani în urmă, a fost o râvnă poate mai mare, râvna noastră trebuie să fie acum mult mai mare, că așa spune cuvântul Domnului. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Dragii mei, în casa Domnului Iisus Hristos fiecare suntem mădulare. Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem lucrul acesta. Eu vă slujesc dumneavoastră, dumneavoastră îmi slujiți mie și toți împreună trebuie să ne facem slujba bine înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Spune cuvântul mai departe, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul nostru. Dragii mei, am mai auzit strigări în mijlocul nostru, am mai văzut răutăți, am mai văzut mânii. Spune cuvântul Domnului Iisus Hristos, haide să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt. Ori de câte ori facem din lucrurile acestea, îl întristăm pe Duhul Sfânt. Noi nu vrem să îl întristăm pe Duhul Sfânt. Noi vrem ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie aici, în mijlocul nostru, în fiecare dintre noi. Și ori de câte ori suntem aici, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se reverse peste noi, plinătatea Lui, puterea Lui să fie peste biserica din Per. Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Spune dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Dragii mei, Dumnezeu ne cere să ne facem lucrarea, să ne o facem bine. Eu cere lui Florin, eu cere la Marius, eu cere lui George și ne cere tuturor să ne facem lucrarea bine. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dragii mei, în rugăciunea care ne stă înainte, aș vrea să o amintim pe una din fetele fratelui Marinel Busan. I s-a spart apendicita, îmi spunea cineva în această seară. Dumnezeu să se îndure de ea. Dumnezeu să-i dea biruință. Ne rugăm cu toți în rugăciunea care ne stă înainte, vă rog să vă ridicați în picioare. Ne rugăm pentru fata fratelui Marinel Busan. Ne rugăm Domnului să ne dea putere să ne facem lucrarea bine pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și îmi spunea fratele Sebi, vineri fratele Avram este programat la operație. Operație pe inimă, nu este operație ușoară. Probabil că nimeni n-ar vrea să treacă printr-o asemenea operație. Dar noi avem credință că și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu s-a schimbat, binecuvântat să fie numele Domnului. În dimineața zilei de astăzi ni se spunea de un Domn Iisus care a deschis ochii orbului. Dumnezeu poate să scrie viață pentru fratele nostru Avram Kiș. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Mijlocim pentru el, ne rugăm Domnului să-l întărească și pe el ca om, să-i alunge poate orice emoție, orice neliniște pe care o are, să-i dea pace și să-și poată încredința viața lui în mâna Domnului. Haideți, frații mei, așa cum stăm în picioare, să ne rugăm Domnului. Intrăm în rugăciune.
Vă rog să reocupați locurile. Mai lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun. În timpul acesta facem și colecta din seara aceasta. Corul laudă pe Domnul cu a doua cântare, după care fratele Marius va vesti Evanghelia. Dumnezeu să-l întărească pe fratele Marius, să-i dea o ungere proaspătă și nouă tuturor o inimă deschisă ca să putem primi cuvântul Domnului Iisus. Amin. Let's go.